ați venit la deschiderea, la deschiderea unui proiect, proiectul Roțe. De fapt, în școala noastră este un subproiect, urmează zisul. Acest proiect se numește Roțe, Ro de la România, S de la secundar și E de la education. Adică vizează elevii din învățământul secundar, respectiv elevii de liceu. Acest proiect este un vis al nostru. El a început propriu-zis un an în urmă, când atunci ne-am adunat echipa de scriere a proiectului și țin să le mulțumesc. După scrierea proiectului a fost verificat de Inspectoratul Școlar Județean și de Unitatea de Management pentru Proiectele cu Finanțare Externă din cadrul Ministerului Educației Naționale. Proiectul vizează creșterea promovabilității, reducerea absenteismului și, în final, creșterea probabilității la examenul de bacalaureat și tranziția în învățământul superior. Proiectul este finanțat de Banca Mondială, deci printr-un împrumut de 200 de milioane de euro. Și el a început în 2015, se va finaliza în anul 2022. Noi am aplicat pentru acest proiect anul trecut și iată că dorința noastră s-a realizat. Respectiv, acum vom obține 70.000 de euro pentru a derula acest proiect. Deci 70.000 de euro vor veni în școala noastră pe parcursul celor 4 ani de proiect. Poate mult, poate puțin, desigur. Noi ne bucurăm. Noi ne bucurăm că i-am primit. Și după cum am spus, obiectivul general este creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat. Bineînțeles, avem și obiective specifice, bine precizate, dar e vorba de rata de abandon. În anii terminali ne confruntăm cu acest fenomen al abandonului copiilor, pentru că foarte mulți dintre ei nu au posibilități materiale și pleacă în străinătate să-și găsească un loc de muncă sau își ajută părinții sau chiar se angajează. Dar pentru a nu avea abandonul în ultimii ani, de fapt trebuie să o luăm ceva mai de jos, adică din primii ani. Și deci, de asemenea, ne propunem scăderea ratei de abandon și în primii ani de liceu, creșterea promovabilității, de fapt, în toți anii și să evităm un fenomen care, știu eu, ocolește cumva examenul de bacalaureat. Foarte mulți copii termină clasa 12 și nu mai dau bacalaureat. Deci ne propunem și să îmbunătățim rata de participare la examenul de bacalaureat. Proiectul vizează în special copiii care provin din grupurile defavorizate. Eu ce să spun, în localitatea noastră sunt foarte mulți copii care, să știu eu, vin din zone defavorizate. Situația economică precară, familii monoparentale, copii cu părinți plecați în străinătate, copiii din mediul rural unde veniturile familiilor sunt mai mici și romi sau, în fine, alți copii care au dificultăți de învățare. De fapt, cum acești copii beneficiază de acest proiect? Pentru că în proiect, pe lângă acești copii, pot participa și ceilalți copii la activitățile de pregătire și la activitățile extracurriculare ca voluntari. De asemenea, în afară de ceilalți copii din școală, familiile acestor copii, zic eu,
că beneficiază de șanse de integrare socioprofesională mai ușoară a copiilor lor. Ei vor putea mai ușor să-și găsească un loc de muncă dacă finalizează liceul, au o calificare și în felul acesta va crește nivelul de trai al familiilor. Noi, personalul didactic, ne bucurăm că primim în acest proiect și dotări pe care le folosește toată școala. În felul acesta va crește calitatea serviciului educațional oferit și eu zic că până la urmă toți câștigăm pentru că vom avea cetățeni mai educați, se vor integra mai ușor în societate și se vor implica în viața comunității din care fac parte. Deci, pe scurt, o să vă prezint activitățile care mi le-am propus. Și, deci, pe primul loc stă pregătirea remedială la obiectele de bacalaureat. Deci, în primul an de proiect, vom avea câte 2 ore de pregătire la matematică, la fiecare nivel, adică 2 ore la a 9-a, 2 la 10-a, 2 la 11-a, 2 la 12-a, la fel la limba și literatura română, pentru că am spus că trebuie să-i luăm de la clasa 9-a ca să avem rezultate de la final. Pregătire remedială la geografie, la biologie, informatică, limbi moderne, deci respectiv biologia, informatica, geografia în anul final, pregătire remedială la TIC. Dezvoltarea acestor competențe este foarte importantă pentru că accesând informațiile de pe internet, folosind calculatorul, își pot îmbogăți cunoștințele. Nu în ultimul rând, aș vrea să vorbesc despre consiliere și dezvoltare personală. Foarte mulți dintre copiii noștri au o lipsă de motivație. Păi, nu mai învăț pentru că așa nu reușesc. Nu se poate. Deci ei trebuie să fie conștienți că cel mai important este să vrei un lucru. Și dacă vrei și depui efortul ca să faci ceva, atunci sigur că ai reușit. Dacă nu vrei, cu siguranță nu se poate. Deci la final ne-am propus să premiem acești copii, respectiv spre noi cu rezultate deosebite și frecvența cea mai bună. Deci, un copil din fiecare an va primi drept premiu o tabletă. Deci, vom selecta dintre cei cu frecvența cea mai bună și cu rezultatele cele mai bune la obiectele datare cu acoperire. Iar, din grupul țintă, elevul care va avea cea mai mare medie la bacalaureat, de asemenea, va primi o tabletă. Deci, orele de pregătire vor fi concepute în așa fel încât să se utilizeze metode moderne, să se utilizeze o platformă educațională pe care noi o vom primi în acest proiect. Și, de fapt, utilizarea calculatorului și altor materiale care se vor obține în proiect. Foarte importantă este și relația profesor-elev. Și în acest sens am propus o serie de activități extracurriculare la care acești copii pot opta și anume Magic Games, deci este o activitate în care elevii se vor juca și în același timp își vor dezvolta competențele IT. Această activitate, zic eu că se pretează mai mult la elevii de clasa 9, pentru că se vor obișnui mai bine să lucreze cu calculatorul și va fi mult mai atractiv să se joace, să învețe, să concureze între ei prin intermediul jocurilor. O altă activitate care se pretează, zic eu, la elevii de clasa a 10-a și a 11-a este
dezvoltarea profesională și antreprenoriată. Activitatea își propune înființarea unor firme de exercițiu. Deci lucru în firmele de exercițiu în care ei să învețe care sunt operațiunile care se desfășoară într-o firmă de exercițiu, ca mai târziu ei să poată să fie antreprenori, să-și dezvolte o afacere. Să nu uităm sportul. Sportul înseamnă și sănătate și este un mod atractiv de a-și petrece timpul la școală. Și făcând un sondaj așa printre ele, deci ne propunem ping-pong și fotbal. Respectiv se vor organiza niște campionate la nivelul școlii și de asemenea vom avea aici premier. În ce privește activitatea a patra, foarte mulți copii sunt pasionați de teatru, iar la această activitate ne propunem să punem în scenă, de fapt, piese din programa de bacalaureat. Deci vor învăța la orele de pregătire remedială operele și le vor interpreta în această activitate extracurriculară. Deci această activitate se va desfășura alternativ cu activitatea unui grup vocal și ne propunem ca alături de copiii din corul Cantus să aducem alți copii care să cânte și să-și etaleze talentele în acest sens. Noi, gârmăneștenii, suntem iubitori de arte și tradiții și ați văzut și dumneavoastră că foarte mulți gârmăneșteni iubesc tradițiile. În această activitate ne-am propus să confecționăm mii, să producem produse tradiționale, produse de patiserie, având în vedere că avem această calificare tehnician-turist și, în fine, multe alte produse handmade pe care să le lucreze împreună cu profesorii și împreună cu voluntari. Deja doamna Floreana aici și-a exprimat dorința să fie voluntar în proiectul nostru. La finalul fiecărui an școlar, ne-am propus o excursie documentară într-un centru universitar în care elevii noștri să interacționeze cu profesorii universitari, cu studenții, să vadă ce le oferă facultățile din diverse centre universitare. Adică fiecare an într-un alt centru universitar. Dacă am ajuns la partea a treia, de fapt, aici ne bucurăm foarte mult pentru că prin acest proiect putem să ne înnoim laboratorul de informatică. Respectiv, în fiecare an ne-am propus să achiziționăm câte 6 calculatoare, astfel încât după cei 4 ani de proiect să avem un laborator complet de 24 de calculatoare. O cameră foto ca să imortalizăm activitățile din proiect, o platformă informatică, deci în care putem accesa lecții, putem accesa animații, teste, astfel încât învățarea să fie interactivă, să fie cât mai plăcută și astfel încât totul să aibă la dispoziție cât mai multe informații și o prezentare într-un mod cât mai plăcut. Deja am spus despre platformă. Deci, de asemenea, putem să desfășurăm activitățile sportive fără o dotare în acest sens. De asemenea, dotare
pentru recuzită, pentru desfășurarea activităților arte și tradiții. Deci, ca rezultate, reducerea absenteismului școlar în următorii 4 ani cu 4%. Deci, scăderea ratei de abandon cu 2,2% la nivelul claselor terminale, iar la nivelul liceului cu 2,03%. Creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat la 34%. Creșterea probabilității la examenul de bacalaureat să ajungă la 70%. Deci anul acesta a fost de 50%. Și, bineînțeles, dotarea unui laborator multimedia cu număr de 24 de calculatoare, imprimantă, cameră foto și platforma informatică. Dotarea bazei sportive, în ce privește partea de dezvoltarea competențelor lingvistice, deci creșterea cu 5% a numărului de elevi care obțin calificativele de avansat și experimentat la competențele lingvistice și digitale. Pentru o săptămână vom face pregătire la limba franceză, o săptămână la limba engleză. De altfel, acest proiect eu am mai fost prezentat anterior într-o întâlnire în care am făcut propunerea de proiect. Mi-am bucurat atunci de unii cei de noastră nu regăsesc aici, de sprijinul domnului primar, sprijinul comunității locale și de părinții și copiii care și-au exprimat dorința de a aplica pentru acest proiect. Eu vă țin să vă mulțumesc și sper ca prin acest proiect să putem să realizăm ceea ce ne-am făcut. De fapt, o să spun că astăzi este prima zi de proiect. Urmează de săptămâna de luni să începem efectiv pregătirile. Deja prima tranșă de bani este în trezorerie, deci sper să am sprijinul dumneavoastră, al părinților, al echipei de proiect și al comunității locale, al domnului primar, ca să realizăm acest proiect. Da. Mulțumesc! Domnul primar, vă rog. Doamna director, doamna profesor, stimați invitați, e un lucru foarte mare ce am văzut noi astăzi aici și să știți că e un drum în obținerea și implementarea acestor proiecte. Cred că dumneavoastră nu sunteți nici măcar în comunitate, sunteți în prima parte a grupului, pentru că din experiența noastră, noi suntem un pic la primărie mai avansați în atragerea fondurilor europene, spuneam, sunteți în prima parte, cel mai ușor este să obții bani. Foarte greu este să implementezi proiectul și mai greu este să obții acele rezultate pe care dumneavoastră le-ați prezentat la sfârșit, acele ținte. De foarte multe ori ne pierdem pe traseu și poate că ne învățăm așa cu anumită lejeritate în implementarea proiectelor și când ajungem la final și ne punctăm cu ce ne-am propus la început, lucrurile încep să nu mai dea așa cum ne-am propus noi. De ce vă spun că e foarte greu implementarea proiectului? În primul rând, echipa trebuie să existe și trebuie să fie o echipă sudată. Pentru că dacă rămâne greutatea doar pe unul sau pe doi membri ai echipei, sigur că rezultatele vor întârzia să apară. În al doilea rând, veți vedea dumneavoastră că nu e primul proiect sau nu e singurul proiect. În perioada următoare vor mai veni surse de finanțare care cumva vin să completeze acea lipsă și acea nevoie, fie financiară, fie de alte servicii din cadrul unităților de învățământ. Am avut o discuție săptămâna trecută, acum două săptămâni la Minister, la Ministerul Dezvoltării și chiar am cerut că sunt anumite proiecte care nu sunt eligibile pe autoritățile publice și sunt foarte mulți bani care se întorc înapoi la comunitatea europeană din cauza
nu știu cui, a noastră, a lipsei proiectelor și a cerut ca să se deschidă și să vedem în viitor axe noi care se adresează direct dumneavoastră noastră, unităților de învățământ. Și chiar mi s-a sugerat cumva ca să apară acele ONG-uri, acele asociații ale unităților de învățământ care sunt direct eligibile, cu țintă pe nevoia din unitățile de învățământ. S-a propus, de exemplu, să mergem și pe varianta noi cu fonduri europene a unor parteneriate. Spuneam că acești copii într-o zi vor termina școala. S-ar putea unii dintre ei să fie foarte bine pregătiți. Și cu toate astea, au o reală problemă când se trezesc pe piața muncii, că nu au loc de muncă. Și există o idee și cred că în viitor ea va prinde rădăcini cu fondurile europene, în așa fel încât firmele din zona să poată să încheie un contract cu unitatea de învățământ pentru un număr de elevi, să-i pregătească într-o anumită direcție solicitată de angajatori. Și sigur că și angajatorul se obligă să asigure un anumit venit și o anumită perioadă de timp, adică un minim de 3 ani sau de 5 ani trebuie să-l țină acolo. Ideea asta s-a născut cu ceva ani în urmă, când cei de la OMV Petro, la Moinești, eram prins într-o echipă acolo, aveam nevoie de forță de muncă. Și au constatat că forța de muncă nu prea exista în zona Moinești și mai ales și mai grav, oamenii ăștia erau pregătiți. Și atunci au zis ce ar fi să ne îndreptăm noi spre elevi. Așa s-a încheiat un parteneriat, cred că vorbesc de 2013, între OMV Petrom și liceul de la Moinești, și dacă cunoașteți situația, puteți să vă documentați. Și cei de la OMV au spus așa, noi plătim burse pentru un număr de elevi, și au cerut niște criterii pe care am văzut și dumneavoastră aveți acolo. Absenteism zero sau, mă rog, nu căutau vituri, să știți, nu căutau oamenii, copiii foarte inteligenți. Ei aveau nevoie de mecanici, de sutori, de nu știu ce aveau ei nevoie acolo. Dar vreau oameni serioși. Și mulți au fost suspicioși, mai ales directorul de acea vreme a zis, domnule, nu cred că reușim noi să facem mare lucru. Am avut o discuție între OMV, elevi, și părinți, și profesori. Și părinții și își doreau. Copiii nu prea știa de ce lume sunt la momentul respectiv. Cred că erau în clasa 9. Dar în clasa 12, când am făcut, și după fiecare an făceam aceste analize foarte riguroase vis-a-vis de rezultate și de țintele propuse, și s-au constatat că acei elevi care inițial nu prea își puneau mulți speranțe în ei, devenise cei mai buni. Acei elevi reușise să aibă o prezență extraordinară. Luau curse și acum e proiectul la Mâinești, la liceul de la Lucăcești, în continuă mișcare, luau curse foarte bune, adică erau o sumă bună, nu știu, 700-800 de lei pe lună. Acei elevi și-au găsit locuri de muncă. După ce au terminat clasa 12, unii dintre ei s-au dus la facultăți și așa mai departe, unii au rămas la OMV, sunt angajați la OMV. Am întrebat directorul de la OMV. 2015, cred că, sau 16. Ce fel de oameni sunt aia în producție? Ce fel sunt extraordinar de buni? E un model de bune practici și am cerut ca Uniunea Europeană să vină și să poată finanța programe de genul ăsta. Adică, OMV a fost un caz fericit. Avea resursă financiară și a zis, domnule, eu sunt în măsură să plătesc din resursele proprii la 24 sau 25 de lei o clasă curse. Dar poate că la noi nu avem situația asta, nu avem un agent economic care să vrea să-și permită. Și atunci am putea face aceste parteneriate. Prin școală, cu agentul economic, cu bani de la Uniunea Europeană, să obținem niște rezultate care la sfârșit să aibă finalitate. Pentru că e foarte important ca la sfârșit acele puncte pe care dumneavoastră le-ați propus să le faceți, să le aveți. De asta vă spun că eu felicit și echipa și în speță cei care s-au implicat direct în proiectul ăsta. Mi-aș dori tare mult ca în viitor să fiți foarte atenți la ce surse de finanțare se mai deschid cu fondurile europene. Aveți sprijinul nostru necondiționat. Dacă e nevoie de cofinanțare, că la un moment dat s-a pus problema și cred că în luna februarie va fi lansată în dezbatere ghidul despre care eu vorbesc.
ca să asigurăm și noi o cofinanțare, autoritățile publice, și am spus că vom asigura acea cofinanțare. Am cerut de asemenea ca să existe și se pare că se va înființa o, în cadrul Ministerului Dezvoltării, o direcție, ceva care să aibă direct legătură cu inspectoratele județene pentru învățământ. Noi am cerut acolo ca să nu fie centralizat la nivel de inspectorat, pentru că poate că unii n-ar avea acces acolo și am zis, dați libertatea fiecărei școli să facă treaba asta, că poate într-o școală, chiar dacă e o școală generală, are o echipă de implementare foarte bună și vor scrie mai multe proiecte. Până la urmă s-a mers pe ideea asta. Și sigur că dacă reușim să aducem bani europeni, este o șansă mare pentru comunitate. Eu cred în fondurile astea europene, deși vedeți că peste tot se spune că suntem la nivel național sau la nivel european destul de slabi în absorbția de fonduri europene. Și cu siguranță anumite lucruri poate că stau în putința noastră să le facem să meargă mai bine. Dar sunt și probleme de la nivel de centru, multe care sunt gândite prost acolo și cu cât centralizăm mai mult situația, cu atât lucrurile merg mai rău. Eu vreau să vă spun că la Dărmănești, la primăria Dărmănești, când am preluat mandatul, bugetul era în jur de, nu mai știu, în lei vechi, 100 de miliarde, 10 milioane de euro. Acum bugetul este 225 de miliarde. Știți de unde sunt banii? Sunt din fonduri europene, nu din altă parte. Dacă rămâneam exact fără să scriem proiecte exact pe bugetul local ce aveam noi și cu asta, rămâneam doar la 100 de miliarde. Suntem la 200 și ceva de miliarde și ținta noastră este undeva. Putem vorbi în Dărmănești de lucruri serioase în momentul în care avem atrași cel puțin 1000 de miliarde. Deci asta este ținta noastră. Sigur că și liceu, 70.000 de euro înseamnă mult. Înseamnă foarte mult. Dar gândiți-vă, dacă veți scrie proiecte de 300.000 de euro sau de 500.000 de euro, deja vorbim de tot altceva. E un început, nu este nici pe departe terminat, să zic așa, proiectul. Spuneam, sunteți în doar în prima etapă, primul sfert a proiectului, pentru că eu știu ce urmează de aici încolo. Succes, să vă dea Dumnezeu înțelepciunea să o duceți pe ăsta la bun sfârșit și să mai faceți și alte proiecte. Mulțumesc! La revedere! Și nu zic dificil, fiindcă e posibil. Acum, în ceea ce privește prezentul proiect, vreau să vă spun că aici ați văzut că sunt implicați elevii, familia, cadrele didactice. Sigur că ținta este elevul. Numai că elevul trebuie să-l luăm dintr-un anumit punct de vedere al materialului care trebuie educat de aici încolo. El înțelege mai mult sau mai puțin ce înseamnă un asemenea proiect. Dumneavoastră, cadrul didactic, ce înțelege suficient ce înseamnă proiectul. Asta presupune o responsabilitate foarte mare, în sensul că trebuie să lucrați cu elevul de așa manieră, încât să ajungeți la obiectivele pe care le-ați stabilit acum în faza inițială. Este ca la un coridor. Îi ducem un material. Dacă proiectorul este de o anumită calitate, spune că materialul nu e bun. Dacă este un proiector bun, din orice material face ceva frumos. Cam așa se întâmplă și cu proiectul acesta. Este un proiect care vizează esența activității
dumneavoastră și eu spun de astră, în sensul că eu am cazul și din sistem. Și a mea e activă. Esența, uite, ați văzut, se referă și la partea de educație, dar mai ales la partea de formare. Formare finalizată cu un bacalaureat. În ultimii ani, nu la Dărmărești, peste tot. Rezultatele la bacalaureat au scăzut, n-au fost în creștere. Proiectul acesta vizează ca finalitate creșterea rezultatelor la examenul de bacalaureat. Eu felicit inițiatorul, mă sigur, domnul de sus în jos, doamna director, dar mă sigur și Consiliul de Administrație și faptul că dumneavoastră în treaba ați discutat în Consiliul Mare, profesora, abordarea acestui proiect, vă felicit că aveți curajul, vă doresc să aveți mult succes și rezultate finale de măsură. În primul și în primul rând doresc să felicit și eu tot grupul care s-a ocupat de realizarea acestui proiect. Și vreau să vă spun, în primul rând, în calitate de dirigintă a clasei a 11-a, că, și să vă transmit entuziasmul cu care elevii au primit implementarea acestui proiect la nivelul instituției noastre. Am avut surpriza ca din 28 de elevi, 20 să-și dorească să facă parte din acest proiect. Iar motivația lor a fost cea care m-a impresionat foarte mult și doresc să vă transmit și dumneavoastră. Elevii și-au dorit să beneficieze, în primul rând, de meditație, de pregătirea pentru obiectele de bacalaureat. Vorbim despre o realitate socioeconomică extrem de cunoscută și de către echipa de la autorități publice, dar și de noi, la nivel de instituție educațională. Copiii din Dărmănești aparțin unor familii care nu își permit, financiar vorbind, susținerea prin meditații, așa cum poate, la nivelul orașelor mari, beneficiază foarte mulți dintre elevii absolvenții de clasa 12-a. Eu nu neg calitatea actului educațional la nivelul instituțiilor mari, din orașele mari. În schimb, vreau să vă spun că ne confruntăm poate cu elevi din familii monoparentale, elevi care provin dintr-un context familiar absolut nefericit, care nu au sprijinul părinților, nici financiar, dar nici moral, care poate nu beneficiază nici măcar de prezența părinților în viața lor. Și aici, acest proiect a venit, a vizat exact aceste segmente de elevi, am vizat exact aceste nevoi. Și vreau să vă spun că cel mai mult i-a bucurat poate nu oferta destul de variată de activități extracurriculare, ci faptul că pot rămâne 2-3 ore peste programul școlar să beneficieze de meditații gratuite la matematică, la română, la fizică, la TIC, la informatică și la limbi străine. Copiii mei, cei 20 din clasă, pentru asta s-au înscris. Și cumva vreau să vă transmit și noastră entuziasmul și faptul că școala și instituția noastră face demersuri în a veni în sprijinul acestor copii și de a le oferi prin acest proiect, în primul rând, accesul la aceste meditații atât de importante, da, în creșterea ratei de promovabilitate. Sperăm și sunt sigură cu efortul, cu ajutorul colegilor noștri care sunt înscriși, cu ajutorul conducerii, dar și cu sprijinul autorităților locale, sunt sigură că o să ne atingem obiectivele și o să atingem targetul de promovabilitate. O să venim în sprijinul acestor copii, fiind într-un fel singura șansă pe care o au. Mulțumesc!
și solidaritatea dintre copii. Foarte mulți copii care nu sunt eligibili în proiect doresc să participe ca voluntari, să desfășoare activitățile acestea și să participe la, la orele care se vor ține în proiect. Deci, cu alte cuvinte, proiectul nu va fi numai pentru cei din mediile defavorizate, ci pot veni și ceilalți și așa este bine și frumos să fim cu toții împreună. Dacă mai dorește cineva, eu un elev. Nu? Să facem. Să emoționați. Eu vă mulțumesc și mă bucur foarte mult că ați fost aici. Mulțumesc domnului primar, domnului viceprimar, domnului secretare, doamnelor directoare de la școlile generale din localitate, doamna Mitălu Ofița Consilier și membru Consiliul de Administrație. Mulțumesc membrilor din echipa de proiect care sunt aici în sală, dar cred că toți de aici sunt în echipa de proiect. Eu vă doresc succes la toți și peste 4 ani să ne vedem la închiderea proiectului cu același obiectiv de artițe și cu același zâmbet și cu roșii. Vă mulțumesc!